Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliu cu Ghib. Sunt Adrian Simon, iată-ne împreună în studioul Capital TV, evident, televiziunea pe bune. Și astăzi, la Fotoliu cu Ghib, avem ca invitată o doamnă. O doamnă care a intrat în politică și nu numai că a intrat în politică, dar colac peste pupăză mai vrea să fie și primarul Hunedoarei. Se numește Camelia Danda Zăvoian. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV și la Fotoliu cu Ghib. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua și telespectatorul dumneavoastră. Doamna Camelia Danda și Zăvoian, ați luat și numele soțului și numele dumneavoastră? Preluat ambele... Care e numele de familie? Ambele sunt numele de familie. Da. Le-am preluat ambele după soțul meu. Deci sunt numele soțului. Sunt numele soțului, dar întâmplător și bunicii mei s-au numit Zăvoian, provenind din această zonă a Ținutului Pădurenilor. Deci dumneavoastră de origini sunteți din Ținutul Pădurenilor. Bunicii din partea tatălui. Din partea tatălui. Da, da. Dar deloc nu ați sunteți din Hunedoara, din Pitești, eu sunteți din Hațeg. Da, m-am născut la Hațeg și am copilărit la Hațeg. M-am Așa. Căsătorit ulterior la Hunedoara. Și v-ați mutat acolo? De cât timp stăți în Hunedoara? Am stat, povestea este puțin mai lungă, am locuit prima dată la Hațeg, 3 ani de zile după ce m-am căsătorit și practic cariera mea am început acolo. După terminarea facultății m-am reîntors în orașul natal și am lucrat timp de 3 ani la Hațeg. Eu am plecat din Hațeg de la vârsta de 14 ani la Petroșani, am făcut liceul economic și ulterior am rămas în cadrul Universității Petroșani, fiind prima generație a Facultății de Științe, Profil Management. Așa. A fost o oportunitate, cred, pentru noi, colegii care am terminat liceul acolo, pentru că am putut rămâne împreună și în anii facultății și a fost, pe de altă parte, și un avantaj financiar, pentru că părinții au suportat mai ușor niște costuri fiind proximitatea față de localitatea. Am înțeles. Și v-ați terminat studiile universitare, după care a apărut Cupidon, nu? Nu a fost chiar așa. A apărut mai târziu Cupidon. Mai târziu. M-am reîntors în orașul Hațeg, unde m-am angajat la, cred că o lună după ce am terminat facultatea. Primul meu loc de muncă a fost la o firmă nou înființată, o investiție româno-germană, o fabrică de lapte, de produse lactate. Așa. A fost un bun început pentru mine. Am avut și un mentor foarte bun acolo, de la care am învățat foarte multă meserie vorbind. Sunt economist de profesie și vorbesc despre o doamnă care lucra în finanțele publice și pe care am prețuit-o foarte mult și de la care am învățat foarte mult. Este vorba de soții Mihalcea, cred că despre ei vorbim. Ei erau patroni, nu aveau nicio legătură cu profesia. Am înțeles. Și doamna... Doamna despre care vorbesc, doamna Bota. Doamna Bota. Da. Am înțeles. Și am lucrat acolo, la ăștia nu aveau și o fabrică de muștar la un moment dat, că aveau, zic au început cu o fabrică de muștar și ulterior... Își mai aminte toată Hunedoara de muștar. Da, pentru că era asociat cu virștii de la Sălaș, muștarul de Hațeg. Cum se numea muștarul? Mai țineți minte? Nu mai țineți minte. Nu mai știu. Și mie scap acum. Nu cred că la vremea aceea, marketingul nu funcționa ca și în zilele noastre și aveau piață de desfacere, mai ales vrac în piețele. Da, era chiar bunicel. Cel puțin pe vremea aceea. Da. Bun, și după am stat un singur an acolo, pentru că între timp s-a ivit o oportunitate la fabrica de bere, care era una dintre, practic, încă cele mai... era fabrica de bere, da. Era fabrica de bere, care a fost și mulți ani după ce am plecat eu. Dar la acel moment era dintre cele mai bune firme din județul nostru. Și cele mai mari. Deci, acolo, într-adevăr, am reușit să mă dezvolt profesional cu adevărat. Am intrat într-o echipă de profesioniști. A fost și o conjunctură, preluarea managementului de sub partenerii spanioli. A fost preluat managementul de către o companie
engleză. Așa. Și făcând parte dintr-un grup, dintr-o multinațională, am avut schimburi de experiență foarte multe cu colegii din celelalte fabrici care erau partea grupului nostru. Bun. Și cum ați ajuns în vânătoare? Continui. Da. Da, deci după încă 2 ani de stat în Hațeg, la acest loc de muncă, soțul meu a fost cel care s-a mutat la București, eu l-am urmat. Între timp am căsătorit, ca să facem o paralelă. Am fost colegi în momentul în care ne-am căsătorit, eram colegi în aceeași fabrică. Și l-am urmat la București, unde m-am angajat la o altă companie. Corect. Trebuia să vă câștigați cu ceva existență, puteam, nu? Nu, puteam să mă transfer, pentru că aveam în același grup, aveam și fabrica de bere Grivița București, dar intram în conflict de interese pentru că aș fi fost pe același post cu soțul meu care era la o companie concurentă. Și atunci am fost nevoită să... Acum se poartă conflict. Da, atunci nu, i-am spus de la început, am fost chemată și... am spus care este problema și am preferat să găsesc singură o companie cu care să rezonez și am căutat și am găsit ceea ce mi s-a potrivit. Excelent, dar tot n-am înțeles cum ați ajuns în Hunedoara. Că aici vreau să ajung. Adică de ce noastră nu ziceți, ok, sunt hațăgană, sunt din așa, bun, stăți din Ținutul Pădurerilor, bun, Hunedoara e mai apropiată de Ținutul Pădurerilor. Niciodată nu am rupt legătura total cu Hunedoara. Părinții mei sunt la Hațeg încă, părinții soțului din Ținutul Pădurerilor acum au decedat ambii. Dar faptul care m-a făcut să mă reîntorc a fost tot soțul meu, care a făcut primul pas spre antreprenoriat. Și-a deschis o afacere în domeniul turismului, o agropensiune, iar decizia a fost doar o chestiune de timp de a face și eu pasul înapoi spre al domeniu, să spunem, al antreprenoriatului. Bun, am înțeles. Nu sunt ruptă total de București, pentru că la București eu mi-am petrecut 20 de ani din viață și acolo am câștigat nu numai experiență profesională, dar și mi-am definitivat practic și studiile, adică masterul. Am avut oportunitatea de a cunoaște foarte multe companii, de a colabora cu foarte multe companii și nu numai naționale, ci și internaționale. Am lucrat și în afară, am monitorizat proiecte, nu pot să spun că am lucrat direct în afara țării, pe 3 zone de interes, Israel, Belgia și Anglia. Au fost oportunități pe care probabil dacă rămâneam la Hațeg sau în Hunedoara nu aș fi putut să le accesez. Am înțeles, dar companii multinaționale, fabrică de bere, economii, ce treabă are asta cu politică? Ce căutați în politică? Da, este o întrebare bună. Dacă m-ați întrebat și eu, dacă mi-aș fi pus întrebarea acum 3 ani de zile, probabil că nu m-aș fi văzut în politică niciodată, dar au fost câteva momente esențiale în această decizie pe care am luat-o. Și anume, colectiv, știm cu toții de cazul colectiv, eram în București atunci și am avut prieteni care au trecut prin un moment destul de nefericit. Apoi a urmat ordonanța 13 și 10 august. 10 august a fost momentul în care am știut că nu mai putem sta deoparte și trebuie să ne implicăm direct. M-am implicat ca și voluntar. Nu m-am gândit să fac o carieră din politică, dar venind în Hunedoara, filiala nu a existat, filiala municipală Hunedoara, am fost membru fondator acum 2 ani al filialei Hunedoara și am reușit să coagulez o echipă acolo. Bun, dar deci v-ați dus la USR? La USR. Pentru că nu aș fi intrat în PNL. Nu suntem aliați, o să vă explic imediat despre ce este vorba. E vorba despre susținere și nu despre o alianță. Alianța presupune listă comună. Noi
mergem pe listă separată de consilieri, suntem partide diferite, da, total diferite, chiar dacă... E aceeași pălărie, până. Nu, nu este o altă mărie cu aia. Nu, din punctul meu de vedere, nu. Puțin faptul că este... din punctul meu de vedere așa e, altă mărie cu aceeași, nu e o alianță. Adică ce nu e? Nu este adică alianță. Dumneavoastră mă susțineți pe mine și îmi spuneți că nu v-ați aliat cu mine. Nu este, dar nu este o alianță. Alianță. Da, nu e alianță, că nu aveți listă comună. Dar nu tot avem... aliați suntem, împotriva noi... cui? Ciuma roșie. Haideți să vă spun, pentru că m-ați întrebat cum am intrat în politică și în momentul în care am intrat eu în politică, era momentul în care USR introducea o campanie, Oameni Noi se numea. Am participat la acea campanie la care am adunat semnături și am încercat să ducem mesajul cât mai multor oameni. La vremea aceea militam pentru reintroducerea votului în două tururi, exact ceea ce nu s-a întâmplat până în ziua de astăzi, pentru o mai bună reprezentativitate a diasporei în Parlament și pentru multe altele. Oameni Noi spunea ceva la acel moment. Diaspora în Parlament? Da, o reprezentativitate a diasporei mai bună în Parlament. Nu așa? Bine. În prezent au 6 parlamentari, iar ei procentual vor... Nu, dar mă rog, ăsta e punctul meu de vedere. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Este un punct de vedere și vi-l respect, dar eu nu sunt de acord cu el. Sigur că da. Deci ăsta a fost momentul în care am intrat eu în politică. Am luptat pentru ceva, pentru niște idei, venind de la campania fără penali, care fusese puțin înainte. De asta vă spun, suntem diferiți pentru că noi dorim... Suntem un partid nou, un partid al oamenilor care nu au mai făcut politică. Nu putem să ne comparăm cu PNL-ul sau cu, cum a spus dumneavoastră, sau cu partidele vechi. Și ei încearcă să se reformeze, dar încă nu sunt acolo unde trebuie să fie. Noi am pornit pe drumul nostru și mergem pe el. Nu, faptul că am ajuns la o susținere reciprocă și nu la o alianță a fost tocmai pentru că legislația nu a putut fi schimbată la timp. Dacă exista vot în două tururi, nu ar fi fost, probabil, nu ar fi fost acum în această situație. E bun, acum vot în două tururi pentru ce? Pentru președintele Consiliului Județean? Nu, vot în două tururi și pentru primar și pentru consiliu. Vot în două tururi, pentru primar și pentru Consiliul Județean, e adevărat. Această situație în care ne-am aflat, trebuia să luăm o decizie în ceea ce privește maximizarea șanselor ca un candidat de dreapta să reușească să schimbe ceva, adică să reușească să conducă administrația. Bun, acum mai sunt și locuri unde primarul în funcție de dreapta și ar vrea unul de stânga să ajungă în funcție și acolo e avantajul cel de dreapta. Da. Printr-un singur tur de scrutin. Printr-un singur tur de scrutin, în primul rând, este avantajat primarul în funcție. Clar. Asta se știe și de aici pornim. Dar, în altă ordine de idei, avantajul nu pleacă numai din faptul că e un tur de scrutin, un singur tur de scrutin, ci și din numărul mare de candidați. Unii, din punctul meu de vedere, total aiurea puși pe listă, se consumă cernela de la tipografie degeaba. Noi am învățat lecția... Deși au dreptul constituțional de a candida. Este adevărat. Am învățat o lecție a fragmentării votului, ce s-a întâmplat în 2016. Scenariul de atunci nu poate să se mai repete acum. Sau încercăm să facem tot ce este posibil să nu se repete. Dacă ne aducem bine aminte, în 2016 Bucureștiul a pierdut toate sectoarele în favoarea PSD, pentru că dreapta nu a fost unită. Au învățat lecția și acum PNL împreună cu USR Plus susțin candidați comuni la toate sectoarele. S-a făcut un pas. Mă bucur că și la Hunedoara s-a întâmplat același lucru. Și le mulțumesc colegilor de la PNL că au ales să susțină un candidat comun. Da. Dar vedeți că la dumneavoastră, la Hunedoara, la municipiul Hunedoara, datorită acestei, cum ați spus, protocol? Protocol de colaborare, de susținere reciprocă. Protocol de susținere reciprocă dumneavoastră, Camelia Danda, despre care nimeni nu știa nimic. Ați fost preferată pentru candidatura la funcția de primar al municipiului Hunedoara, într-un anume fel, în detrimentul lui German, îmi scapă celălalt, Lucian German,
care era candidatul pregătit de PNL de vreo 3 ani de zile. Se tot chinuie PNL-ul cu el la Hunedoara acolo, că se chinuie, vă spun eu. A fost o adevărată chinuială cu German și când spun asta știu exact ce spun. Iată, German se dă la o parte, vorba vine, și îi face loc Cameliei Danda Zăvoian pentru a candida la primăria municipiului Hunedoara. Oare de ce? Cu ce sunteți noastră mai bună decât Lucian German? Cred că știm, să fim sinceri. Și întrebarea nu vrea să fie obraznică. Da, deci nu a fost rezultatul nici al unui concurs de frumusețe sau inteligență. Acum, dacă era ca să glumim puțin. Frumusețe, probabil că l-ați fi câștigat, că sunteți femeie. Nu neapărat, nu. Da? Dar nu asta a fost. Adică a fost rezultatul unei negocieri politice. Suntem în politică. Uh-huh. Negocierile politice pot produce și rezultate surprinzătoare. De 3 ani de zile, săracul dat cu toate alifiile, cu pudră, îl dădea doamna Hărău și cu parfum și cu așa, și după 3 ani de zile apare Camelia Danda. Să știți că noi ne-am cunoscut de-a lungul a 3 campanii, nu suntem străini, nu mă cunoașteți dumneavoastră, poate, sau... Da, vă cunosc, dar că nu atât de noi, bine. Nu atât de bine, dar mă refer la domnul German. Cu domnul German am fost cort lângă cort, ca să spunem așa, în stradă, la fiecare campanie începând cu europarlamentarele. Deci ne-am cunoscut și nu pot să cuantific frustrările și cu siguranță sunt, dar cred că toată lumea... German vă va vota pe dumneavoastră chiar da, dacă eu cred că pozează da. Pe Facebook să-și țin Camelia Danda? Da, eu cred că da. Nu mai mult decât atât, cred că ar vota un candidat de stânga. Cred că interesul nostru este cel pe care l-am declarat și pe care îl susținem, și anume să învingem PSD-ul în Hunedoara. Și în cazul ăsta nu văd cum domnul German ar... Bună, că nu e în emisiunea domnul German. Și de altfel noi mergem într-un tandem. Bun, dar de ce vreți să învingeți PSD-ul în Hunedoara? În municipiul Hunedoara? Ce are PSD-ul cu... Că e Bobăuțanul de la PSD? Nu, noi, eu vorbesc despre un partid, nu despre o persoană, și despre un sistem. Bobăuțanul e de la PSD. În momentul în care am intrat în politică, a fost clar pe un val anti-PSD. Asta s-a întâmplat acum 2 ani de zile. Așa. A fost ulterior și la europarlamentare s-a văzut că această sau regimul Dragnea, care ne-a dus la un pas de dictatură, după părerea mea, trebuia să pice, ceea ce s-a și întâmplat din fericire după europarlamentare. În schimb, dacă mă întrebați strict la nivel de Hunedoara, au fost niște momente nu prea plăcute pe care noi le-am experimentat în legătură cu PSD-ul, sau nu neapărat cu PSD-ul, ci cu... Vă dau un exemplu care îmi vine acum în minte. Vizita doamnei Dăncilă la Hunedoara în campania pentru europarlamentare. Ce a făcut ăla care i-a recitat ode la mama Dăncilă? Bine, ea a fost făcută prințesă la castel de către administrația locală, dar totuși... Administrația locală a avut o prințesă sau... Ba da, domnul primar a făcut-o personal. Poate a vrut să facă... Cred că asta nu... Da, a fost o urmă reușită. Nu cred că a fost... femeie poate fi o prințesă. Da, dar totuși nu vreau să comentez persoane, nici măcar despre doamna Dăncilă nu vreau să afirm nimic aici. Și-a asumat rolul de a fi premier cu competențele reduse, limitate pe care le avea, deci asta este. Nu pot să judec eu lucrul ăsta, este un punct de vedere. Acum, că nu știa să ce vreau să vă spun este că noi am manifestat câțiva ad hoc, am manifestat în acea zi în Hunedoara, în fața teatrului, un manifest pașnic, cred că am fost 5-6 persoane, fără însemne politice, deci pur și simplu a fost o chestiune spontană. Aveam doar niște pancarte, atât. Cu un mesaj, cu un singur cuvânt. Deci nu era jignitor, nu... Da. Și am fost înconjurați imediat de jandarmi, am fost legitimați, un coleg, care este în proces și în prezent... Pentru... A fost un protest spontan, nu protest, nici măcar nu pot să spun.
eram 5 oameni, nu cred că dacă aveți nici pancardă, n-am mai fost atât de spontan. Nu, a fost, avem poză, le-am făcut, cred că cu 10 minute înainte, deci chiar a fost spontan. Deci a fost 10 minute înainte înseamnă premeditat. Am premeditat, nu, haideți să fim serioși, în alte orașe au fost manifestări adevărat anti-PSD și nu s-au... De ce știe pe pancardă? Nimic. 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 A, un singur cuvânt, nimic. Da, și acum pe jandar nu puteți să-i condamnați, că ei se rage. Nu, eu n-am condamnat jandarmii. Am spus că totuși... Ați fost bruscați? Măsurile, nu, n-am fost bruscați. Nu am fost, asta mai fi lipsit. Păi, eram totuși niște oameni pasnici. Dar vreau să vă spun cât sau ce măsuri s-au putut lua pentru 5-6 oameni care erau într-un loc la un moment dat, care nici măcar n-au scos un cuvânt. Nu, efectiv, a fost fără... Bun, fără, și ce s-a întâmplat? V-au legitimat și ce? N-au legitimat. A fost un coleg care a fost vocal, dar nu în aceeași locație cu noi și care este în proces și în prezent cu jandarmeria. Asta este o altă problemă. Am înțeles. Acum am mai văzut. Adică, cum să vă spun, noi libertatea cuvântului, lucrați în presă, libertatea cuvântului trebuie să existe și de exprimare. Iar noi, dacă avem ceva de spus, trebuie să o facem liber și milităm pentru asta. Corect. Deci nu cred că o măsură atât de dură sau ar trebui luată pentru un grup care nu are efectiv, e pașnic, nu are... Bun, nicio... nu mai există exces de zel... Nu a fost caz, sunt filmări și se poate vedea. Și mai mult decât atât, am fost filmați chiar de către consilier PSD. Ulterior am cunoscut în Consiliu. Atunci, la acel moment, nu știam că sunt consilier PSD. Bun, și ce treabă are primarul cu asta? Nu, n-am spus care primarul o treabă. Nu, n-am spus nimic despre primar. Eu am vorbit despre PSD aici. Da, și despre administrația sub regimul PSD. Bun. Și asta v-a făcut pe dumneavoastră să vă doriți să candidați la primăria municipiului Hunedoara? Nu. Nu, asta m-a făcut. Ăsta a fost un moment pe care l-am legat, deci, întrebarea dumneavoastră. De ce... suntem împotriva PSD. De ce vrem să schimbăm PSD la Hunedoara? Bun, asta e... Nu doar la Hunedoara. Vrem să schimbăm PSD la nivel național, nu doar la nivel de Hunedoara. Imaginați-vă că știu. Cu susținerea PNL-ului dorim să schimbăm și la nivel de Hunedoara. Așa. Și să reușim. Dar una peste alta, repet, de ce ar vota hunedorenii, cei din municipiul Hunedoara, Camelia Danda, în detrimentul lui Băbăuțanu, actualul primar. Dacă mă întrebați de ce am... M-ați întrebat de ce am candidat prima oară. Nu, acum am ajuns să revin... A sărit... Că o să se zăpăcească lumea și... De ce ar vota? Păi, cred că în Hunedoara s-a demonstrat încă de la europarlamentare că voturile sunt foarte fragmentate în Hunedoara. Și după cum știți, în ultimii 20 de ani niciun primar n-a reușit să... ducă două mandate consecutiv, adică nu a fost reales și pentru al doilea mandat. Și cred că surpriza pe care domnul Băbăuțanu a avut-o, că a fost o surpriză pentru hunedoreni, faptul că PSD-ul a câștigat în 2016 la câteva voturi, a fost câteva 500 de voturi, din câte știu, cred că surpriza asta poate, la această surpriză se poate aștepta oricine, oricând în Hunedoara. Pentru că așa se votează. Există electorat fidel PSD, dar există, avem și noi electoratul nostru. La europarlamentar au fost 5200 de hunedoreni care ne-au votat alianța și eram un grup mic. Bun, la nivel de Hunedoara. Și câți erau pe listă suplimentare? Nu știu exact câți, da, au fost într-adevăr și foarte pe listă suplimentare. Este adevărat. Nu mai mult de jumătate, nici de regulă, caz. Nu a fost tot. Scorul județ. La listă suplimentare, în general, se votează în perioada de vară, când... Păi, da. Dar n-a fost vară, a fost luna mai. Păi și tot acolo era. Erau foarte mulți trăiși, asta s-a întâmplat mai degrabă, da, a fost și la prezidențiale acolo. Tot, da. Pe listă suplimentară, destul de, de mulți. Pentru că acum asta ies din calcul. Da. Și atunci, dumneavoastră spuneți povestea asta cu numărul de voturi, eu nu mi-aș face socotelile așa cu dumneavoastră. Nu ne facem nici noi socotelile așa, adică știm că fiecare tur de scrutin, fiecare tip de alegeri este diferit. Nu putem compara europarlamentarele cu prezidențiale, nu putem compara prezidențiale cu localele. Diferă și ca intenție de vot și ca
va fi și elementul prezență la vot plus în condițiile pandemiei. De vedere, fără a vrea să fiu părtinitor, că n-am fost niciodată și nici nu voi fi, chiar dacă vine din partea PSD-ului, Bobuțanu e un primar care are și câteva realizări bunicele în spate în doar 4 ani de zile. Dar despre asta și multe altele vorbim în partea a doua a emisiunii, după câteva momente de publicitate. Rămâneți cu noi.